Hai. Porcii vietnamezi sunt tot mai întâlniți în gospodăriile gorjenilor. Fermierii speră că vor avea câștiguri însemnate în perioada sărbătorilor. Asta deoarece carnea acestui animal nu are colesterol și este indicată celor care au probleme cardiace. Unul dintre gorjenii care s-a apucat deja de treabă este din Curtișoara. Iuliu Diaconescu vrea să dezvolte o fermă de porci vietnamezi. A cumpărat pentru început o pereche și deja numărul exemplarelor se va mări. Proprietarul porcilor de rasă speră la o afacere profitabilă în viitor. Încercăm și noi, ca fiecare om care stă la țară, să dezvoltăm o mică afacere. Încercăm și cu animale și cu porci. Și la ăstea, din câte am înțeles, din mass media, din discuții cu cunoștințe, cu prieteni, că ar fi fără colesterol, fără... Și am început cu o pereche. Acum să vedem ce facem până la final. Să... Scroafa e gestantă și la anul mai dublăm, mai... Deci avea și de vânzare. Vom avea și de vânzare, sigur. Reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare Gorj au primit deja semnale de la mai mulți fermieri care doresc să schimbe rasa de porci pe care o cresc pentru comercializare. Cu toate acestea, prețul cerut pentru kilogramul de carne de porc vietnamez este destul de piperat perceput. Nu știu cât poate să reprezinte o afacere creșterea acestor animale, având în vedere că cel puțin în județul Gorj este foarte important prețul cu care obții un produs, sunt puțin mai scump decât ceilalți și nu au un spor de creștere asemănător cu al celor crescuți pentru carne. În județul Gorj sunt în prezent doar câteva persoane care au început să crească o astfel de rasă de porci în gospodării.